Ca părinte este important să știu dacă sunt situații speciale, dacă copilul meu a participat la ore, dacă s-a simțit confortabil și, în general, dacă dezvoltarea lui este în parametrii optimi, sigur cu anumite variațiuni care țin de individualizarea lui. Fiecare copil este deosebit, special, are ritmul său, însă sunt interesată ca părinte dacă totuși copilul meu este în parametrii firești, tipici, iar acolo unde sunt situații particulare mi-ar plăcea să le știu din timp pentru a stabili împreună cu educatorul dacă e cazul de o intervenție specială sau pur și simplu lăsăm parcursul educațional să-și facă treaba. Printr-o bună informare ne-am putea implica fiind mai bine informați și știind ce se așteaptă de la noi ca părinți. De multe ori părinții vor să ia locul educatorilor pentru că probabil nu primesc suficiente informații ca să știe că educatorii își fac bine treaba. Prin urmare, o bună informare mă ajută și pe mine ca părinte să știu toate celelalte lucruri pe care le-aș avea de făcut. De asemenea, să particip la unele activități, să am acces la grădiniță, într-un fel sau altul, fie online, fie în mod direct, pentru a fi în contact cu mediul în care copilul meu stă atât de mult timp. Cred că ne ajută foarte mult pentru că ne permite să rămânem în contact cu activitatea grădiniței, asigură o mai bună transparență cu privire la ce se întâmplă zilnic acolo, având acces la orarul copiilor, la informații privind activitățile de pe caietele sau auxiliarele lor, fiind la curent cu elemente ce țin de timpul lor liber din grădiniță. De acolo vin, știu, anumite fotografii, poate nu foarte multe, dar o selecție. Și asta mă ajută să fiu confortabil că ceea ce se întâmplă copilului meu este bine și că eu, ca părinte, pot să fiu relaxat și cumva încrezător că atâta timp cât eu sunt la serviciu sau făcând celelalte alte activități de care sunt responsabil ca adult, copilul meu este în mâini sigure, într-un proces bine condus, astfel pot avea încredere și pot să mă simt confortabil și pot la rândul meu să-mi fac mai bine treaba ca părinte.